Ne simțim onorați de invitația de a participa la o lansare de carte. Da, se mai scriu și se mai lansează cărți și în zilele noastre, cu toate statisticile care spun că oamenii nu prea mai cumpără cartea tipărită, ci o preferă pe cea electronică sau nu mai citesc deloc. La data anunțată, 23 februarie 2015, ora 14, am pășit cu sfială în sala profesorală a Liceului Teologic Baptist Emanuel din Cluj-Napoca. Aici, forfotă mare, cadre didactice, foști colegi, rude, prieteni de suflet, foști elevi, cu toții dragi ai doamnei Paraschiva Pop, vorbesc și se bucură de prilejul acestei revederi și împărtășesc gânduri. Aș vrea să spun bună ziua tuturor, bine ați venit! Bine ați venit, stimați colegi de la ore, bine ați venit, stimați invitați. Dumneavoastră, doamna Paraschiva Pop, bine ați venit în mijlocul nostru. Suntem onorați, suntem emoționați. După ani de zile, unul dintre oamenii care au pus bazele acestei școli se întoarce în școală în forma aceasta să ocazioneze o lansare de carte, rodul muncii, a căutărilor după Dumnezeu, a slujirii, a anilor de trudă și anilor în care Dumnezeu i-a vorbit. Aceasta este ocazia cu care suntem împreună. Cartea se numește Omul și lumea lui. Probabil că majoritatea ați văzut-o deja sau o să o vedeți. O carte despre care se va vorbi azi. Dar în ultimă instanță suntem aici să înțelegem mai mult despre Dumnezeu și despre noi, creația Lui. Această carte, în ultimă instanță, deși focalizează lentila cumva asupra omului, se dorește să fie o, mai degrabă o întrebare, mai degrabă, dacă vreți, o provocare la adresa fiecăruia dintre noi, să ne înțelegem pe noi în aceste vremuri și mai ales pe noi ca fiind creația Lui, ca fiind rodul mâinilor Lui, a iubirii Lui. Și aș vrea în continuare să dăm cuvântul unora dintre dumneavoastră, invitați, care să ne împărtășească câte ceva din ceea ce a însemnat pentru ei deja lectura cărții, experiența întâlnirii cu această carte, cu subiectul și, de ce nu, cu autorul cărții. Aș vrea să invit să ia cuvântul pe doamna Mariana Goron. Am citit cartea Paraschivei Pop cu bucurie și încântare. A fost pentru mine ca un ospăț al sufletului. Abia așteptam să văd ce lucruri prețioase voi găsi în următoarele pagini, în următoarele capitole. Scrisă într-o manieră captivantă, cartea aduce în paginele ei argumente impresionante despre creație, despre destinul omului, despre frumusețea valorilor creștine. Dar, tot în carte, mai afli cu tristețe despre intervenția stricăcioasă a celui rău în planul divin. Afli multe lucruri despre rănile căderii, despre noua etică, inversarea valorilor, despre sfârșitul adevărului și al dreptății, despre sfârșitul comunicării reale între oameni, despre sfârșitul chiar a creștinismului, așa cum îl știm noi, sfârșitul speranței pentru acei ce sunt pe calea pierzării. Vedem pe Domnul Puterii Văzduhului lucrând cu furie în aceste zile din urmă, știind că mai are doar puțin timp. Există foarte mare grabă în a remodela și a uniformiza gândirea omului prin mass media, transformându-i pe toți oameni într-o masă amorfă, fără perspective și fără voință și care se vor supune ușor anticristului. Găsește apoi în paginile cărții fragmente, o selecție de minunate gânduri din învățăturile înțelepte ale înaintașilor noștri în credință, oameni sfinți din secolele trecute, precum și ale sfinților și înțelepților contemporani cu noi. Teologul grec Grigorie de Nazians, duhovnicul Arsenie Papacioc, Paisia Aghioritul, Nicolae Steinhardt, Filip Iansei, Vladimir Ghica și mulți, mulți alții. Te minunesc de profunzimea gândirii acestor oameni, de înțelepciunea lor duhovnicească, de îndemnurile lor pentru simplificarea vieții, înnoirea minții și a spiritului și nu-ți dorești altceva decât să păstrezi în memoria ta învățăturile lor atât de frumos armonizate cu cele ale Sfintei Scripturi, frumos armonizate de autoare.
Găsești de asemenea în paginile cărții pe mesagerii satanei, adevărații cavaleri ai diavolului. Acei filozofi cu nume sonore cum ar fi Friedrich Nietzsche sau Sigmund Freud, oameni care au lucrat cu puteri satanice, înfruntând cu obrăznicie pe creator, stricând și inversând valorile morale, aducând între oameni confuzie și suferință fără margini. Omul și lumea lui este omul între două opțiuni, între două destine, între două lumi, între două împărății, împărăția cerească și împărăția întunericului. Deși în aceste zile omul se află sub un asalt incredibil pentru a alege direcția păcătoasă, totuși, în decizia lui, omul nu este lăsat singur, pentru că fiecare pământean care se naște pe Terra primește de la Dumnezeu darul și lumina cunoștinței, conștiinței care indică despre bine și rău, așa că nimeni nu se poate desvinovăți. Cele două împărății, cele două destine sunt magistral prezentate în carte. Cât de minunată, frumoasă, strălucită și plină de pace este împărăția cerească. Farmecul acestei împărății îl putem gusta încă de pe pământ, chiar dacă înspre țara promisă călătorim prin ecazuri și prin valea umbrelor morții. Sângele salvator al lui Iisus Hristos redă omului care se pocăiește bucuria unei conștiințe curățate. Cât de înfricoșătoare, de oribilă, de plină de însingurare și de desnădejde, este alternativa oferită de înțelepții lumii acesteia, de cei care l-au detronat pe Dumnezeu. Nietzsche a spus că Dumnezeu este mort și El este Cel care a inițiat inversarea valorilor. Nu-L mint răul bine și binele rău. Freud este Cel care a deschis calea spre desfrâul sexual. Amândoi sunt ca un fel de părinți ai celor mai multe rele ale lumii secularizate. Pentru căutătorul sincer, cartea este una care convinge și întărește credința, deși Dumnezeu dăruiește celor evlavioși o credință în existența Lui mai întemeiată decât orice demonstrație. Omul și lumea lui este o peregrinare prin toată problematica vieții omului. Găsim învățături folositoare despre bătrânețe, suferință și moarte, despre capcana autocompătimirii și tânguierii excesive. De ce să se plângă omul cât trăiește pe pământ? Fiecare să se plângă mai bine de păcatele lui. Aflăm despre lucruri înfricoșătoare care ne pândesc în lumea actuală, cum ar fi deciziile ONU privind drepturile copilului sau spectrul unui totalitarism mai acerb ca în romanul 1984 al lui George Orwell. Dar pe parcursul întregii cărți găsim asigurarea că, stând aproape de Domnul nostru Iisus Hristos, tot acest haos al vremurilor de pe urmă, toată deslănțuirea satanei nu ne poate face niciun rău. Felicitări, doamne Paraschiva Pop, pentru această minunată carte. Mulțumim Domnului pentru că i-a dat harul și darul ca să ne aducă, să aducă la lumina tiparului o carte minunată pe care o recomand tuturor. Eu nu m-am putut despărți de ea. A fost, îl chemam mereu pe Ghiță și spunea, hai să mai citesc ceva, hai să mai vezi ce aflu aici. Este o carte într-adevăr minunată. Mulțumim! Aș vrea să spun că toți de aici suntem conștienți, mai mult sau mai puțin, dar în mod evident am fost izbiți de realitatea unei crize a lumii noastre. Categoric, trăim o vreme a unei crize culturale, aș spune fără egal, dar n-aș vrea să accentuez dimensiunea crizei, însă o criză majoră, fără să greșim. Și această criză este, printre altele, și o criză a cărții. Este o criză a civilizației care s-a construit pe carte. Trăim o nouă civilizație care se naște, o civilizație a imaginii, a informației, a tehnologiei, acestea informaționale, și în această realitate. Mi se pare extraordinar faptul că avem, iată, încă o carte care pune această problemă a umanității omului din modernitatea târzie, a șansei de a rămâne umani, a întrebării încotro, care este traseul antropologic pentru omul acestei societăți. Mi se pare extraordinar faptul că suntem împreună și, măcar pentru o clipă, măcar pentru aceste minute, mintea noastră va fi obligată să se întrebe cu privire la noi înșine, cu
privire la Dumnezeu, cu privire la lumea care vine și care stă să înceapă. În continuare, aș vrea să invit să ia cuvântul o doamnă distinsă. Am bucuria să o invit în față pe doamna Adriana să ne spună câteva cuvinte. Eu vă mulțumesc și mulțumesc doamnei Paraschiva Pop pentru oportunitatea de a spune în această zi câteva cuvinte. Eu sunt de pe banca părinților, în primul rând, și vreau să vă mulțumesc pentru că ați strâns miere pentru noi într-o carte, ați strâns o bibliotecă într-o carte, pentru că sunt teme variate strânse într-o carte, prinse toate în corola acestui titlu, Omul și lumea lui. Și pentru mine, un părinte care apuc și n-apuc să citesc tot ce scrie în filozofie, tot ce se mai întâmplă vis-a-vis de mass media, tot ce se schimbă în legătură cu biotehnologia, este de mare ajutor. Mai ales că am încredere în faptul că, de fapt, și cartea arată acest lucru, că aveți perspectiva de la un capăt la altul. Nu e o perspectivă măruntă și pe secvențe, ci mi se pare mie că e o perspectivă completă, de la un capăt la altul, și de aceea vă mulțumesc mult. Și poate observația aș mai face, gândindu-mă că n-ați scris această carte pentru un doctorat și că cartea n-a fost scrisă în responsabilitățile date de un contract de muncă, apreciez mai mult și mai mult vocația și dăruirea dumneavoastră pentru generația de acum, de a pricepe lucrurile complet, așa cum dumneavoastră le-ați înțeles, și de a trăi în ele. Și asta este mulțumirea mea de părinte, a noastră. Mulțumesc! Am bucuria, onoarea să îl invit să ia cuvântul pe domnul Gheorghe Pop. Vă invit să ne spuneți câteva cuvinte. Mulțumesc! Suntem foarte bucuroși că ați ales să fiți cu noi împreună la această lansare de carte și cred în primul rând că prezența dumneavoastră aici înseamnă prețuirea autorului acestei cărți, doamna Paraschiva Pop. Cum a apărut această carte? Dânsa a venit cu dorința în biroul meu și mi-a spus, uite, m-am hotărât să scriu, uite ce aș vrea să scriu și uite primele capitole din carte. Le-am luat, vă mărturisesc, după ce răspunsul a fost pe loc, înainte să le citesc, cunoscând-o, știindu-i istoricul și cu un doctorat în teologie, mă așteptam și eram curios, dar am spus da din prima, zic, vă susțin în acest proiect. Așa a fost, sărapii, fără nicio rezervă. Pentru că am știut că din frământările dânsei va ieși ceva strălucitor, ceva luminos, și știindu-i sufletul și preocupările, chiar m-am bucurat să fiu partener în acest proiect. Personal, pentru mine, vreau să vă spun o singură sau poate două idei cum a marcat cartea. Cartea pornește de la Dumnezeu, de la creația Lui, de la tot ce ne înconjoară, creat de Dumnezeu, și de la om, coroana creației lui Dumnezeu. Și pentru mine a însemnat ca și o călătorie, o propunere de a călători în spațiu, de a găsi viață în spațiu filozofic, așa o călătorie ca și în spațiu interplanetar, în galaxia noastră, în căutarea vieții. Și fiecare filozofie prinsă în această carte, până la urmă, după analiză, căutare, ajunge la concluzia, nu există viață. Există viață doar acolo unde există Dumnezeu. Și asta m-a impresionat. Apoi,
cum influențează filozofiile credința noastră. Dacă nu avem un fundament biblic și o bază biblică serioasă, aceste filozofii pot să fie pentru noi ca și niște virus. Virusii și pentru corpul uman și pentru calculatoare au o caracteristică foarte interesantă. Par prietenoși. Nu-i simți când intră. Dar după ce încep și operează, produc daune. Această carte propune un antidot împotriva acestor viruși. Ne ajută să ne creăm imunitate. Și atunci când vorbește despre conștiință în unul din capitole, mi-am dat seama că face o analiză a tipului de conștiință pe care putem să-l avem. Putem să avem o conștiință trează, putem să avem o conștiință adormită, o conștiință alungită sau o conștiință moartă. Cartea ne ajută să avem acea conștiință trează. Și mă bucur că sunt parte la acest proiect și cred că această carte va călători începând de astăzi mult. Vă mulțumesc! Doamna Paraschiva Pop, trebuie să spun aici, primul director al Liceului Emanuel, de aceea ne și emoționează și ne onorează că ați ales acest loc, sala profesorală, în mod special, colegii și pe toți ceilalți invitați de seamă să lansați această carte, ne onorează, cumva ne provoacă, așa cum a spus, și ne obligă pe fiecare dintre noi să luăm aminte și dacă se poate să îndrăznim, să mergem și noi un pas înainte. Mulțumim pentru toată activitatea dumneavoastră didactică, de management și apoi de coordonare în ceea ce a însemnat lucrarea Axii. Mulțumim pentru cărțile dumneavoastră, celelalte cărți, care sunt poate și mai aplicate pentru noi dascălii. De aceea astăzi vă invit pe dumneavoastră să spuneți câte cuvinte veți considera potrivit despre cartea pe care a scris-o, despre gândurile lui Dumnezeu care v-au fost transferate în mintea dumneavoastră, în inima dumneavoastră. Mulțumesc în primul rând directorului școlii pentru că ne-a permis să facem aici lansare de carte. Mă simt acasă, toate sălile îmi sunt cunoscute, am fost în sala directorului, în direcțiune și acolo am petrecut 4 ani, deci e așa un sentiment de nostalgie, de aducere aminte a timpurilor trecute. Mulțumesc prietenilor mei de suflet, foștilor mei colegi cu care am lucrat împreună, Vasile Lucaci, ani de zile am fost împreună și mulțumesc tuturor celor care ați venit, foști elevi, fiica mea, băiatul meu, sunt și ei aici și mă simt deosebit de bucuroasă. Cartea aceasta am scris-o cu multă bucurie. Abia așteptam să mă așez la computer. Între timp, sigur, trebuia să fug la fiica mea, pentru că am nepoți și așa mai departe, aveam alte obligații. Dar în momentele de regaz să mă așez să scriu, atâta bucurie și în ceea ce privește exprimarea, deci stilul, mult mai multă libertate decât în Regresia Moralei, care este o carte serioasă, o carte clasică. Aici mi-am permis paranteze și datorită vârstei. Acum, datorită vârstei mele, cine să mă mai condamne că nu scriu clasic, că nu scriu într-un anumit fel? Am început cu creația. Când te gândești la creație, la mărimea lui Dumnezeu, la tot ce a făcut El ex nihilo prin Logosul Creator, cum le-a adus într-o existență. Și când prin Logosul Creator a creat toate lucrurile, acest Logos și-a pus ștampila pe toate lucrurile create, de aceea se vorbește despre inteligența internă a materiei sau acele logoi care de fapt este un plural al lui
lui Logos, adică Logosul se reflectă în toate lucrurile create, dacă te uiți cu băgare de seamă la ele, așa că puterea și dumnezeirea și însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu nu se pot dezvinovăți. Dar faptul că ni se revelează Dumnezeu în ceea ce vedem în jurul nostru este de fapt o chemare, este de fapt strigătul lui Dumnezeu, glasul lui Dumnezeu, este o invitație la o relație dialogală cu El, cea mai înaltă și cea mai împlinitoare stare. Am citit despre creația în viziune seculară și oamenii de știință își pun anumite întrebări. Eu nu mi le-aș fi pus, dar ei, cercetând originea, își pun următoarele întrebări. Ce a fost înainte de a fi ceva? Sau cum de există ceva mai degrabă decât nimic? Sau ce cauză a putut să pună în funcție sau a putut să dea un bobârnac extraordinar acelui fir de praf primordial, în ghilimele, ca să învingă forțele gravitaționale ale întregului cosmos. Deci cauza trebuie să fie superioară efectului. Efectul în cazul nostru este Universul. Deci ce cauză superioară Universului a putut să lanseze acel fir de praf primordial conform teoriei Big Bang-ului? Și oamenii de știință, sigur, își pun și ei probleme existențiale și Hubert Reeves, astrofizician, spune așa: ceea ce mă deranjează personal este cum de s-a putut ivi o lume atât de complexă, atât de variată, dintr-o asemenea sărăcie, adică dintr-o explozie întâmplătoare. Sau spune el, mișcarea anumitor galaxii sunt anormale, este cuvântul folosit de el, deci nu se integrează în mișcarea de ansamblu, adică în teoria Big Bang-ului. Dar nici asta nu l-ar fi deranjat așa de mult ca sărăcia din care chipurile s-a ivit un univers atât de variat, atât de bogat, atât de complex. Pământul nostru a fost creat pentru a-l primi pe om. Dumnezeu însuși îl aștepta, am citit undeva, și așa m-a încălzit acest gând, adică Dumnezeu Creatorul îl aștepta pe omul pe care urma să-l creeze. Și am enumerat acolo foarte multe caracteristici antropocentrice ale Universului nostru. Mărimea Pământului, ce s-ar fi întâmplat dacă Pământul ar fi fost mai mare sau mai mic, distanța de la Pământ la Soare, locul Pământului în galaxia noastră, care este asemenea unei spirale, ce s-ar fi întâmplat dacă Pământul era mai aproape de centrul spiralei sau mai departe de centrul spiralei? De ce aerul are o anumită compoziție? De ce oxigenul este 21%, nu mai mult și nu mai puțin? De ce există apă? Pentru că apa în cosmos este atât de rară ca și aurul. De ce apa la 4 grade Celsius are densitate maximă? Ce s-ar întâmpla cu viețuitoarele din bălți și din lacuri în timpul iernii? De ce gheața este mai ușoară decât apa? Ce s-ar întâmpla dacă gheața ar fi mai grea decât apa? Deci foarte multe elemente antropocentrice. Deci Pământul nostru a fost creat ca să fie un loc potrivit pentru om, un leagăn binecuvântat unde omul să poată trăi. Apoi crearea omului, acel moment unic când Dumnezeu și creatura stă față în față și Dumnezeu suflă din sine suflare de viață în omul pe care l-a plămădit cu însăși mâinile lui. Un moment extraordinar. Omul este înnobilat cu suflare din Dumnezeu. Suntem din neamul lui, spun faptele apostolilor. Și Macarie cel Mare spune că cea mai strânsă relație de rubedenie este relația dintre om și Dumnezeu. Suntem din neamul lui. Iar în Psalmul 8, l-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Deci suntem niște ființe, deși mărunte, deși închise într-un vas de lut trecător, suntem niște ființe de mare preț înaintea lui Dumnezeu. De aceea, creația sau crearea omului este punctul culminant al creației, actului creației. Crearea omului este slava, este încununarea creației, este bucuria creației. Prin cădere,
omul se depărtează de Dumnezeu treptat de-a lungul veacurilor tot mai mult. Și în această îndepărtare de Dumnezeu, eu am văzut mersul lumii acesteia după Domnul puterii văzduhului care lucrează acum în fine ascultării, Efeseni 2:2. Și acest gând revine ca un leitmotiv în carte, pentru că totul, absolut totul merge în conformitate cu mersul lui lumii acesteia, desigur, cu îngăduința lui Dumnezeu și cu prezicerea. Deci lucrurile acestea au fost vestite dinainte, se întâmplă cu știința lui Dumnezeu și toate merg înspre un deznodământ apocaliptic. Apoi, în partea a doua, mă ocup de biotehnologie și bioetică. Bioetica este o instituție care încearcă să stopeze, să limiteze biotehnologia. Biotehnologia, sigur, omul Prometeu, așa cum am auzit și în filmuleț, este pus pe fapte mari. Și atunci oamenii bioeticieni încearcă să stabilească anumite limite. Stai puțin, până unde se poate merge? Ce putem să facem, ce este corect, ce nu este corect. Deci, dar interesant că deciziile lor diferă de la țară la țară. Marile probleme cu care se confruntă biotehnologia și bioetica, valoarea vieții. Ce valoare are viața? Și când citește afirmațiile unor profesori universitari, unor oameni cunoscuți pe plan mondial, pur și simplu zici, Doamne, cât de adevărat este versetul din Ioan care spune: eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine va avea lumina vieții, nu va umbla în întuneric. Deci oamenii aceștia foarte inteligenți, o inteligență extraordinară, oameni ai cărților, și totuși ei umblă în întuneric, pentru că omul fără Hristos nu este ajutat de rațiune și de inteligență. Ce spune Peter Singer? El stabilește o scară a valorii vieților. Zice, sus de tot sunt laureații premiului Nobel, sunt sportivii, profesorii universitari și autorii și mai departe, puțin mai jos oamenii normali, puțin și mai jos oamenii care totuși sunt conștienți de existența lor și pot să încheie o relație, iar jos de tot cei cu Alzheimer, cei inconștienți, bebelușii, ăștia nu sunt persoane, spune Peter Singer. Însă noi creștinii știm că valoarea unui om stă în faptul că el a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci chiar dacă vom ajunge anii bătrâneții, poate inconștiență, poate dependență totală de alții, valoarea noastră stă în faptul că am fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu și faptul că în inimă am strâns cuvântul și am trăit cuvântul și am trăit cu Dumnezeu. Asta ne dă valoare. Și el spune așa că unii sunt mai persoane decât alții. Păi bebelușii nu sunt persoane, deci dacă un bebeluș nu este dorit, chiar dacă el este perfect sănătos, nu contează, se poate eutanasia. Un bebeluș cu handicap, cu atât mai mult. Apoi despre făt, să nici nu vorbim. John Harris, un alt universitar, un om extraordinar de inteligent, spune așa, este așa o lipsă de organe pentru transplant, de ce să nu creăm clone umane, să le distrugem creierul într-o fază incipientă, pentru ca să avem o rezervă de organe pentru transplant. La fel, condamnații la moarte să fie eutanasiați și să se prevele, pentru prevalarea organelor pentru transplant. Sau cei care sunt conectați în tuburi, cei care au o stare, știu eu, ei mănâncă și așa, dar nu sunt conștienți. Și dacă sunt tineri și sunt sănătoși altfel, deci organele lor sunt sănătoase, ar trebui să fie eutanasiați. Iar Jacques Monod, un laureat al premiului Nobel care a trăit în secolul 20, spune: Les êtres vivants sont des machines chimiques. Ființele vii sunt mașini chimice, nimic altceva. Deci un reducționism extrem, un reducționism miop. Deci omul este redus doar la materie goală, goluță. Omul devine obiect, așa cum am auzit și mai înainte. Apoi, ei tratează
probleme, cum ar fi fertilizarea in vitro. Și aici aș vrea să citesc ceva din Evdokimov. El este un teolog rus, un om extraordinar de profund, și acest citat m-a impresionat. Se adresează oamenilor care au anumite limitări, anumite frustrări în viață, și cu toții avem, fie în familie, în familia noastră, fie în sănătate, fie în copii, fie nu avem copii, fie nu ne-am putut căsători. Deci fiecare are o durere a lui. Dar uite ce ne spune Evdokimov. Ia-ți crucea și urmează-mă. Asta nu înseamnă o plăcere bolnăvicioasă pentru durere, adică dolorism, nici resemnarea de a suporta pasiv, ci harul tainic al crucii care zice: înțelege-ți suferința și fă-o luminoasă, strălucitoare, din destinul în aparență impus, fă înăuntrul tău un destin liber ales. A fi tu însuți înseamnă a realiza ideea normativă gândul lui Dumnezeu în ceea ce te privește. Pentru că gândul lui Dumnezeu nu ne trimite pe niciunul din noi în lume așa: păi știi ce să fac, mi s-au șters de pe computer datele, acum descurcă-te că o să văd eu ce fac eu cu tine mai târziu. Fiecare ne naștem cu un anumit număr de talanți, cu anumite înclinații și predispoziții native, și fiecare ne naștem cu un gând al lui Dumnezeu, cu un traseu al nostru. De aceea nu este bine să ne comparăm cu X și Y, pentru că suntem unici. Și m-am gândit că nu este just să te compari nici măcar cu frații tăi din familia ta. E adevărat că Dumnezeu ne trimite într-o anumită familie, dar noi suntem proprietatea lui Dumnezeu și noi avem un destin absolut unic, așa că n-are sens să te compari cu X și Y, mai ales că Scriptura spune: omul nu poate primi decât ce este dat din cer. În partea a treia a cărții am vorbit despre om și valorile lui. Omul a fost creat în conformitate cu valorile lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu putea crea ceva diferit de natura sa. De aceea, oamenii, în primul rând, omul, dar și cosmosul, funcționează bine în conformitate cu valorile lui Dumnezeu. Și poate că nu vă este străină povestea lui Masaru Emoto, doctor în fizică, cel care a făcut nenumărate experiențe pe apă. Cum se comportă apa atunci când este armonie, când este bunătate, când este bună înțelegere, când este dragoste, când se face rugăciune în preajma ei? Sigur, apa rămâne H2O, tot H2O rămâne, dar felul în care moleculele se grupează diferă. Și cum se schimbă structura ei atunci când în jurul apei este ură, este ceartă, sunt cuvinte urâte. Și în Vechiul Testament am văzut că în funcție de comportarea poporului lui Dumnezeu venea sau nu venea ploaia. Deci chiar și natura se aliniază, da? Valorilor lui Dumnezeu. Atunci când poporul strigă către Dumnezeu, când poporul este credincios, când poporul îl urmează și natura îi urmează în sens pozitiv. M-am ocupat de câțiva filozofi. De ce? Pentru că filozofia este piedestalul culturii și așa se face că ideile sunt ca niște semințe. Și filozofii sunt cu idei, deci ei produc aceste semințe pe care le seamănă într-un secol și de obicei răsar la un jumătate de secol sau în secolul următor. Și atunci, pentru a explica realitățile epocii noastre, a trebuit să mă duc la aceste semințe, la aceste idei care s-au aruncat, care s-au semănat. Poate nu vă este străină poezia lui Traian Dors: o, om, ce mare răspundere ai de tot ce faci în lume, de tot ce pui în scris sau grai. Deci tot ce spui, tot ce scrii, o carte pe care o scrii, da, ea este ca o sămânță care va da un rod în viitor. Așa m-am ocupat de Auguste Comte, de Nietzsche, pe care l-am dezvoltat mult mai mult decât în cartea Regresia Moralei, și Sigmund Freud.
Și m-am gândit ce inteligențe, deci Nietzsche, la 24 de ani era profesor universitar, era un geniu, deci un om extraordinar de capabil. Dar este alegerea ta ca om să urmezi legile și poruncile lui Dumnezeu sau să urmezi imboldurile tale, și nu numai imboldurile tale, pentru că lucrurile sunt mult mai subtile. Cu cât un om este mai inteligent și mai decis pentru rău, cu atât el va fi luat în stăpânire de o entitate întunecată mai înaltă în ierarhie, pentru că și entitățile întunericului sunt organizate ierarhic. Ce observăm în societatea noastră ca o urmare a acestor semințe semănate de filozofii pe care i-am amintit, în special de ei? Fragmentarea pe toate planurile și spațiul postmodern este prin excelență fractalic. Dizolvarea relațiilor sociale, așa cum am auzit, fiecare devine o monadă, da? Fiecare cu drumurile lui, cu drepturile lui, cu... Ce te bagi? Este viața mea. Păi, astea sunt alegerile mele. Ce te interesează? Da? Fiecare cu drumul și rătăcirile lui. Fragmentarea omului, asta mi se pare foarte trist. Deci omul nu mai are un sine lăuntric, un eu lăuntric. Omul nu este altceva decât un discurs, un fenomen discursiv bolnav de schizofrenie. Este expresia pe care am găsit-o. Ce înseamnă asta? Înseamnă că omul traversează în timpul zilei sau în timpul săptămânii mai multe medii sociale și în fiecare mediu social își pune o mască și are un discurs. La poștă, merge la poștă, la școală, la universitate, știu eu, la locul de muncă. Și pentru fiecare mediu el are o mască și un discurs specific în funcție de felul cum dorește să fie perceput de cei din jur. Omul nu este altceva decât un produs al mediului sociocultural din care a purces. Deci fibra lui constitutivă este de fapt fibra mediului sociocultural din care a purces. El nu are un lăuntru, un eu lăuntric, un homo corditus absconditus, un homo cordis absconditus, deci omul ascuns al inimii. Așa ceva nu există. Fragmentarea relațiilor, a conversațiilor. Sigur, vorbim mult mai mult acum. Pe e-mail, la celular, la telefon, pe Facebook, dar postmodernitatea merge pe suprafață, deci preferă suprafața în detrimentul adâncimii. Ce înseamnă asta? Mai multe întâlniri, mai multe convorbiri, mai multe, dar toate sunt superficiale. Se abandonează profunzimea aceea în relații. Și relațiile interpersonale se depersonalizează, devin anonime, elevul devine un număr în foaia matriculă, bolnavul devine un caz, omul devine un CNP, un rol, o uniformă și așa mai departe. Un fenomen interesant mi s-a părut globalizarea. Globalizarea nu este ceva ce puterile naționale își doresc să facă, este ceva ce se întâmplă, ceva ce ni se întâmplă tuturor și nimeni nu ne întreabă. Granițele se estompează, devin permeabile și există câteva puteri suprastatale care dețin capitalul și resursele. Și așa se face că ne apropiem de o unificare, deci nu este vorba de unitate, o unificare cum ar fi Uniunea Europeană, care este doar o treaptă înspre unificarea finală, dar este vorba de mai mult, nu numai de unificare, ci de uniformizare sub tăvălugul mass media, pentru că trebuie să fim aduși la același numitor, la o tristă mediocritate, gata, pregătiți pentru domnia anticristului care mijește la orizont și care se va impune cu necesitate datorită supraaglomerării globului pământesc și datorită haosului care se instalează și la care suntem deja martori. Aș vrea să vă vorbesc despre inversarea valorilor și despre o lege care vă interesează ca și profesori, SB 777. SB înseamnă Senate Bill,
Deci este o lege a Senatului care a fost, care a fost scoasă în 2008, a fost formulată de o lesbiană declarată și este deja lege în California și care spune așa: în școli nu este voie să existe manuale sau materiale care să vorbească despre mama, tata, soț, soție, ca să nu jignim familiile de homosexuali. Dacă în clasă un băiat, un elev, se simte fetiță și el vrea să poarte fustă și vrea să fie numit de profesori pe un nume de fetiță, profesorul este obligat să facă acest lucru și dacă copilul nu vrea ca familia să fie înștiințată, profesorul are obligația să tacă. Dacă există activități băieți-fete și un băiat sau o fetiță se simte băiat, poate participa la activitățile băieților, sau o fată se simte băiat, poate să participe la activitățile băieților. Dacă băiatul se simte fetiță, poate să folosească garderoba și toaleta fetelor. Dacă vrea să participe și la concursul de Miss, deci de concurs de frumusețe, poate, deci are dreptul și am văzut personal pe YouTube un băiat care a câștigat concursul de frumusețe concurând cu fetele. Dacă un părinte spune în prezența unui profesor homosexual că o căsătorie se poate încheia numai între un bărbat și o femeie, el va fi învinuit de hărțuire. Dacă un elev spune profesorului travestit că ne naștem fie băieți, fie fete, acel elev va fi învinuit de hărțuire. Dar culmea este că un spital privat, un spital creștin particular, poate fi dat în judecată dacă nu angajează sau dacă renunță la un angajat homosexual. Acest lucru mă face să mă gândesc că ne apropiem de o lume, extraordinar de ciudată. O prietenă m-a sunat din Germania, crescută în România și plecată destul de târziu în Germania, acolo s-a căsătorit. M-a sunat săptămâna trecută și mi-a spus de educația sexuală care se face în școli în Germania. Educația sexuală se face cu lumina pe jumătate stinsă, deci într-un semi întuneric și cu deci profesorul se apropie de elev și îi pipăie chiar ca să vadă orientarea sexuală a elevilor. Și mi-a spus prietena mea, zice: măi, au fost și cazuri în care copiii au leșinat și a venit salvarea. Și mă întreb spre ce fel de lume ne îndreptăm și mă gândesc așa cu durere, cu sinceră durere mă gândesc la nepoții mei și de câtă rugăciune ar fi nevoie pentru ca Dumnezeu să-i păstreze până la sfârșit, căci ferice de cine rabdă până la sfârșit, acela va primi cununa vieții. Și ce înseamnă rabdă? Când spunem rabdă, asta presupune suferință, pentru că întotdeauna trebuie să rabzi lucruri care te deranjează, care te dor. În ultimul capitol am vorbit despre mass media ca instrument al remodelării gândirii. Sigur că atunci când vorbim despre mass media, ne gândim nu numai la erodarea spațiului privat și nu numai la poluarea eu-ului. Pentru că mergi să te rogi, mergi să citești Biblia și îți revin cu, într-un mod obsesiv, imagini pe care le-ai văzut și cuvinte pe care le-ai auzit și melodii pe care le-ai auzit. Deci, pur și simplu, eu-ul tău este poluat cu sunete, cu gesturi, cu zgomote, cu imagini de care ai vrea să scapi. Și de aceea, paza ochilor este lecția de bază a creștinismului, cum spun părinții bisericii. Dar cel mai trist lucru este că mass media
ne atinge convingerile, esența noastră umană. Fără să ne dăm seama, ne pomenim cu o nouă pereche de ochelari prin care vedem lumea, oamenii, evenimentele, și anume ochelarii chipului veacului acestuia. Nu degeaba spune Scriptura, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Foarte trist este faptul, cum spunea domnul director, cărțile au trecut pe un plan nedefinit. Și imaginea suprimă cuvântul, deși noi suntem oameni ai cuvântului, pentru că noi gândim cu ajutorul cuvintelor. Vedeți, surdomuții gândesc cu ajutorul semnelor, de aceea ei au mai greu acces la anumite noțiuni abstracte. Și interesul nostru este ca copiii noștri să citească, pentru că cu cât vocabularul unui om este mai bogat, cu atât gândirea lui va fi mai nuanțată. Cartea aceasta se dorește a fi și ca un semn de exclamare, un semn de atenționare. Ne îndreptăm înspre sfârșit, trăim vremurile sfârșitului. Mai multă rugăciune, mai multă apropiere de Dumnezeu și Dumnezeu să-mi ajute și mie și vouă și în special părinților tineri. Mulțumesc! Domnul Gusti Rațiu, păstor, părinte, scriitor. M-a provocat cartea, mi-a plăcut să găsesc lucruri pe care nu le-am găsit în altă parte. Am mai citit, îmi place apologetica și am mai citit apologetica și erau anumite lucruri care mă deranjau când citeam o carte de apologetică, pentru că, de pildă, îmi vorbeau de legea antropiei, de faptul că ne alterăm, ne stricăm, ne așa, și nu se poate ca universul acesta să meargă sau viața să meargă așa cum spun evoluționiștii, de vreme ce există o lege prin care noi ne alterăm și ne stricăm și murim. Dar de cealaltă parte, există și această lege a universului prin care universul este în expansiune, tot timpul se dezvoltă, crește, și atât de mult mi-a plăcut cum le-am binat pe acestea două și într-o expresie foarte, foarte frumoasă, într-o imagine foarte frumoasă, când doamna Paraschiva Pop îmi spunea că materia este doar vasul în care este așezată energia vieții. Adică fără această energie a vieții, într-adevăr, trăim după legea entropiei, cu această lege superioară, cu această lege a vieții care trece dincolo, noi ne dezvoltăm, noi mergem în universul lui Dumnezeu unde nu există, care nu se supune acestei legi. Și mi-a plăcut incredibil de mult să văd această îmbinare pe care eu n-am găsit-o în altă parte. A fost provocatoare pentru mine cartea și trebuie să mărturisesc, n-am terminat-o, m-a provocat însă să o termin. E ceva deosebit, merită să o parcurgem. Și așa cum spunea domnul Mureșan, pare a fi un manual. Adică nu cred că trebuie citită doar, ci trebuie analizată mai în profunzime, studiată. Mulțumesc mult pentru această lucrare. N-am citit cartea. Și începe să-mi pară rău că n-am citit încă cartea. Acum e lansarea. Dar cunosc omul. Și de aceea n-am să vorbesc despre carte, ci despre om. Ne știm de o bună bucată de vreme. Ani mulți. Și am făcut multe împreună. Și ce mă bucur este să descoper același om pe care îl știu de când am venit ca tânăr profesor de 30 ceva de ani în liceul Emanuel. Și același om plin de dorința de a schimba, de a face, de a da, de a ajuta omul, de a-l civiliza, de a-l aduce la Dumnezeu, același om îl găsesc și astăzi. Cel puțin din câte am auzit că scrie în cartea aceasta, cum e scrisă cartea aceasta, îl recunosc pe același om. Și al doilea lucru pe care l-aș spune și pentru care v-aș felicita este că prin faptul că scrieți o astfel de carte, arătați frumusețea vieții la orice vârstă. Nu v-ați oprit odată cu ieșirea dintr-un anumit mediu, ci ați schimbat doar mediul,
rămânând același om care se luptă, care îl caută pe Dumnezeu, care vrea să-l facă cunoscut pe Dumnezeu, și prin asta mi-arătați că orice vârstă este frumoasă, să nu plângem după trecut, ci să trăim prezentul. Vă mulțumim frumos! Vă mulțumim foarte mult! Pentru majoritatea dintre noi, probabil că a fost o invitație la lectură, pe de parte, și apoi o invitație la reflecție, autoreflecție. Cred că asta poate să fie, într-un fel, misiunea unei cărți, să fie un dar dinspre cineva, spre altcineva, și o invitație scrisă la lectură și prin lectură la interogație. Omul și lumea lui, cartea doamnei Paraschiva Pop, vă stă la dispoziție în librării, dragi telespectatori. Ați auzit ce subiecte provocatoare și de actualitate sunt abordate aici. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim lectură plăcută și cu folos!